Ce vreau să vă arăt este cum putem găsi date ca să completăm harta bibliotecilor. Unul dintre punctele importante de căutarea datelor primare ar fi efortul Bibliotecii Naționale sub baza Casey Draw. Ca țintă pentru exemplificare am ales Biblioteca Municipală Câmpina. Și putem porni de la Casey Draw să căutăm o bibliotecă care ne interesează și vrem să o punem pe hartă. Dacă nu găsim informații prea multe și vrem să o căutăm foarte, foarte atent, pentru că în catalogul bibliotecilor se dorește a fi unul foarte, foarte atent construit, în sensul că orice punct cartografiat trebuie să fie confruntat cu realitatea și, într-adevăr, dacă cineva dorește să ajungă la biblioteca respectivă, să folosească harta noastră fără greș. Wikimapia poate fi consultat din nou pentru acest lucru. Este un efort colaborativ de lungă durată și mare parte din lucrurile importante privind geolocalizarea își găsesc o reflexie în acest efort. Un alt punct de intrare foarte important pentru căutarea de date primare ar fi catalogul constituit pe ușa HIDI de către programul Biblionet în România. Aceasta este harta, după cum o bine cunoașteți în momentul ăsta, la care veți contribui. Dar de pornit ar fi bine să porniți căutând în Google Maps, de exemplu, așa cum am dat eu cheia de căutare Biblioteca Câmpina România. De regulă există posibilitatea ca cineva anterior să fi cartografiat deja locul. Am întâlnit de multe ori biblioteci care deja au fost puse pe hartă și nu a trebuit decât pur și simplu să dau click dreapta și click și save to map. Cum am să fac de altfel și acum pentru a vă exemplifica? Deci, în momentul în care am găsit biblioteca deja cartografiată, îi dăm save to map, catalogul bibliotecilor românești, save și s-a dus acolo. În momentul în care intri, faci intrare pe... Ups! Aceasta e o eroare foarte importantă. În momentul în care editați harta, e posibil să mișcați fără voie un pin, un drop-down, un place mark. În momentul în care se întâmplă aceasta, dați repede click pe undo. Revenim la Biblioteca Câmpina. După cum ați văzut, am dat un save as foarte, foarte rapid. Chiar m-a dus acolo exact unde trebuie. Eu și descoperisem, știam oarecum unde este biblioteca. Și în momentul în care biblioteca a fost găsită anterior și s-a dat doar un save as, mergeți doar în panou de editare, edit hartă și dați click pe biblioteca respectivă, urmând ca aici să completăm datele conform tiparului adoptat și care, cu sinceritate, vă spun că l-am adoptat și eu la rândul meu după modul în care Casey Draw a fost constituit. Mulțumim colegilor de la Biblioteca Națională. Un alt punct de intrare și de colectare a datelor este Google Earth. Google Earth este posibil să aveți plăcuta surpriză ca să găsiți deja instituția respectivă mapată deja, cartografiată. Iar dacă nu, măcar dacă știți cu aproximație strada și numărul, eu am avut surprize foarte, foarte neplăcute, în sensul că știam numărul, știam strada, numai că nu puteam să o detectez pe nicio hartă posibil. Deci a fost înfiorător. Pur și simplu a trebuit să folosesc un serviciu Google care să mă ducă la nivelul străzii, așa cum vedeți aici, și să caut pur și simplu din imaginile capturate de Google de la nivelul străzii. Pentru acest lucru, trageți un drag cu Street View
cam pe unde intuiți că ar fi numărul respectiv pe strada respectivă, sau dacă nu știți, pur și simplu luați exact așa cum investigație, muncă de investigație de detectiv, ca să zic. Din nefericire, colegii noștri... Ah, ba da, au. Nu. Din nefericire, colegii noștri de la Câmpina nu au orașul mapat cu Street View. Este imposibil să mergem. Dar rețineți faptul că puteți face acest drag and drop cu Street View în momentul în care sunteți cu totul și cu totul confuzi. Din fericire, cunosc detaliile bibliotecii, biblioteca se află aici. Ce se întâmplă în momentul în care ați găsit... Există două modalități de adăugare a de adăugarea unui punct pe hartă. Unul este deja să fi existat, deja să fi fost cartografiat, așa cum s-a întâmplat în cazul fericit de ceva mai devreme și am dat save as pe hartă, sau să nu existe și din nefericire, acesta este un lucru foarte neplăcut, să nu existe și să trebuiască să faceți dumneavoastră un placemark. Placemark-ul se face de aici. După cum ați văzut, am tras un placemark, l-am dus, să spunem, pe clădirea respectivă. Urmează să bag detalii. Nu mă interesează momentul ăsta, l-am șters. Dar există posibilitatea ca în Google Earth, dacă sunteți mult mai aplecați către acest software, în momentul în care ați găsit o clădire, pur și simplu faceți un placemark pe clădirea respectivă și completați cu datele de aici. Bun. În zona aceasta de date va fi introdusă adresa, după cum am stabilit. Adresa să fie cât mai complet posibilă, asta însemnând stradă, număr, cod poștal, oraș. Apoi, după adresă, linkul către site-ul web al bibliotecii, dacă acesta există. Dacă nu există, vă rog să căutați pe Facebook. Dacă există pe Facebook, puneți linkul de pe Facebook. Dacă nu are pe Facebook, pe oricare alt serviciu de blogging sau de gestionare de conținut, aduceți aici linkul, pentru că este un punct de intrare pentru noi și de investigație mai târziu sau de ajutor pentru, chiar pentru biblioteca respectivă. După linkul site-ului, vă rog să introduceți un alt link, linkul catalogului, dacă există. Este foarte important în momentul în care toate datele vor fi agregate, toate datele vor fi pe harte și cineva va dori să exploateze respectivele date în mod automat sau semi-automat pentru a extrage toate punctele de intrare în catalogele românești. Bun. Pentru că despre asta e vorba, despre asta adunăm aceste date ca să ne fie mai ușor să înțelegem niște lucruri. În momentul în care ați terminat cu maparea, să spunem, puteți, de exemplu, la link site, puteți în loc de link site să adăugați link, să spunem aici, că ăsta mi-a venit cel mai repede. Ce se întâmplă este faptul că pur și simplu vă pune un link. Vă pune și codul HTML pentru un link. Dacă există și o imagine la instituția respectivă, vă invit ca după tot calupul acesta inițial de date să dați add image, iar imaginea trebuie să fie undeva pe internet. Atenție! Bun! Odată făcut aceste lucruri, îi dăm OK. El așa arată, cam așa arată în Google Earth. Îi dăm click dreapta, save place as. Aici este o treabă foarte, foarte importantă. Fiți foarte atenți, salvați oriunde vreți dumneavoastră. Recomand salvarea ca și camele. Camele este un standard foarte larg acceptat în ceea ce privește schimbul de date geografice. Avantajul major este acela că poate fi portabil în alte scheme. Bun, îi dăm save. Putem să... Iar după ce i-am dat save, ca să revenim, ori de aici, mergând pe Google Maps,
se face click pe butonul dacă nu ați fost atenți. Aici este butonul sus, în ultimul buton. Îi dăm click Google Maps, deci putem opera doar cu Google Earth. În Google Maps mergeți la My Places, în My Places o să vă apară harta, să spunem catalogul bibliotecilor. Odată ce a apărut harta, îi dați Edit și în zona de Edit există butonul de Import. În butonul de Import alegem fișierul care se dorește a fi importat și se dă Open. Dacă aș da acum Upload from File, ar însemna să pun un placemark în harta noastră și chiar nu-mi doresc acest lucru în acest moment. Bun, cancel. Cam asta ar fi pe scurt. Vă rog să nu introduceți date pe hartă dacă nu au un echivalent foarte, foarte strict în ceea ce privește clădirea. Este foarte important ca această hartă să fie un real ajutor celor care nu știu unde se află clădirea, unde chiar cei care doresc, vezi, iar fac eroarea, cei care doresc, vedeți cât de ușor, cei care doresc să ajungă la clădirea instituției, să o facă foarte, foarte simplu, chiar utilizând datele de localizare geografică furnizate de harta noastră. Vă invit, dar să fiți foarte, foarte scrupuloși în ceea ce privește introducerea lor, pentru că este, se dorește a fi folosită pe GPS-uri, pe Dumnezeu știe ce altceva vor folosi, vor utiliza potențialii clienții ai acestei hărți. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc tare, tare mult și sper să colaborăm cu toții împreună pentru a face această hartă cât mai completă. Un alt punct pe care vreau să-l subliniez este faptul că datele acestei hărți vor fi publice. Le va putea folosi oricine, în orice scop. Cameleurile finale, și asta însemnând ceea ce v-am spus eu, acel fișier poate fi unul dedicat unui singur punct geografic, dar poate fi, cum vă voi arăta acum, dedicat unei întregi hărți, poate fi salvat. De exemplu, dacă mi-ar permite și harta. Ok, vedeți aici butonul acesta, camele. Dacă îl veți apăsa, în momentul acesta veți avea acces la întreaga hartă din Google Earth, ceea ce nu este în regulă, îmi doream Google Maps. Ah, bun. Pentru a salva toate hărți, toate bibliotecile, mă întorc la harta din Google Maps. Vedeți din nou aici cameleul. Ceea ce ați văzut anterior se referă doar la cameleurile, la puncte camele existente și mapate de mine doar în Google Earth, care erau destul de puține. Au fost cazurile în care chiar m-am lovit de necunoașterea străzii sau incapacitatea de a recunoaște clădirea. Puteți salva, după cum observați, întregul catalog ca și camele, ceea ce este de un real folos. În sensul că există posibilitatea să întâlnim oameni foarte, foarte dotați din punct de vedere tehnic, care să poată face pur și simplu minuni cu datele pe care noi le vom strânge. Și chiar noi, adică, de ce nu? Vreau să vă arăt ce s-ar putea face cu aceste cameleuri. Se pot pune, după cum ați văzut, pe Google Earth. Dar ce este un camele? Pur și simplu, în spate este un fișier text, un fișier care arată cam așa. Este un XML care poate fi transformat dintr-un format într-altul. Deci, în final, ceea ce ne interesează foarte, foarte mult este zona de localizare a instituției respective. De ce? Pentru ca să avem, dincolo de elementele descriptive, să avem o localizare cât mai exactă a instituției. De ce? Pentru că poate vreți să o vizitați, pentru că poate membrii bibliotecii, comunității bibliotecii dumneavoastră dorește să viziteze o altă bibliotecă sau chiar noi, între noi, dorim să avem o evidență foarte, foarte strictă asupra ceea ce se întâmplă din punct de vedere privit prin fața ta geografică. Vă mulțumesc!